scrieți injuriile pe nisip și săpați beneficiile în marmură. Nu există nimic atât de impertinent și de ridicol care să nu fie înghițit atunci când e condimentat cu laude. Datoria comediei este să îndrepte oamenii distrându-i. Cine-i dă fiicei sale un bărbat pe care îl urăște, e răspunzător față de cer de greșelile pe care ea le face. E culmea nebuniei că toată mintea nu-mi slujește decât să-mi arate slăbiciunea, fără să o pot nici de cum învinge. Copacii care cresc încet poartă cele mai bune fructe. Invidioșii vor muri, dar invidia niciodată. Frumusețea fără inteligență e ca un cârlig fără momeală. Disprețul este o pastilă care poate fi înghițită, dar nu poate fi mestecată. Frumusețea chipului este o podoabă fragilă, o floare trecătoare, strălucire de o clipă și care nu-i legată decât de epidermă. Literatura este ca și prostituția. La început o faci pentru dragoste, mai apoi pentru câțiva prieteni apropiați și în cele din urmă pentru bani. Oricâte calități am avea, lumea se uită numai la defecte. Un prost care nu spune niciun cuvânt nu se deosebește de un savant care tace. Femeia e ca o supă. Primul care o gustă se frige. Când e călduță, îți dai seama ce gust are. Rece nu e bună de nimic.